Bună ziua, ne aflăm la Gura Oltului. Aici este domnul Cristi, care a pescuit la scrumbie, pregătește cu sare. A, și tăiat așa? Am văzut că și tăiat fileuri așa, nu? Mățele scoase. Am înțeles. Pe 2013. Da. La izlaz aici. De când ați muncit la scrumbie asta? Hai că sunt câteva kilograme bune. Fără căpățână? Da, sunt vreo 4 kilograme. E azi dimineață. Deci de dimineață până... Da. O pregătim pentru marinată. Și cum faceți marinata? O tăiem rondele. Așa. Da, spălat-o, că noi de obicei nu spălăm, îi dăm așa și după 8 ore, și ca așa ar fi. A spălat-o și după aia le dați cu sare, nu? Da, Asta e altă metodă. O tăiem rondele. Da. Tăiem ceapă, iar la fel solzi. Da. Și la un borcan de 800 de grame, punem 6 linguri de ulei și 6 de oțet. În borcan se pun 3-4 boabe de piper. Da. Pui de dafin și după aceea se bagă 2 ore la cuptor borcanele, da, înfiletate. Am înțeles. Și se lasă până se răcește cuptorul, până dimineața. Păi și cât se ține la cuptor? O oră jumătate, 2 ore maxim. Maxim 2 ore. La foc minim. Da. Și apoi se lasă, se oprește cuptorul și se lasă până dimineața. Da. Dar când se poate consuma? Și pe a doua zi. Da, pe se macerează oasele? Oasele sunt macerate, da. Nu, ne spune rețeta cu... Păi ne spune rețeta, ești gata? Păi ce-i facem? Adică... Păi nu, îi face cu rondele. O tai așa și o bagă la borcane și pune condimente. Cu oțet, cu ulei? Cu oțet, cu ulei. Ba da, o fierbe la baie mare. 2 ore la cuptor. Am încercat în baie mare, în apă. Da. Nu țin. Nu, se strică. Dar la cuptor merge. La cuptor e super. Să băgăm asta. Am înțeles. Ma, n-ai făcut marinată până acum? Nu, n-am făcut. Cum e asta, zici că e conserva din comerț, e nimic. Păi nimic, păi asta e cel mai gustos pește. Da. Acum vreo 2 ani am prins știucă la noi, la Hunia. Unde e asta Hunia? Deci, dincolo de Maglavit. Mai încoa de cetate. Am înțeles. Aveți locații cu știuși frumoase pe acolo? Nu, mai acum. Au secat bălțile. Am înțeles. Dar pe Dunăre nu e știucă? Nu. Uite, am înțeles că la Izbiceni, adică am văzut eu într-un an că se prindea știucă, să mă duc să văd acum. Dăm o tură până la Izbiceni. Să vedem dacă merge scrumbia pe acolo. Să vedem mâine ce planuri facem. Trebuie să fii urcat. Da, e urcată mai sus. Trebuie să fii urcat. Ești gata, domn Viurel? Hai? Ești gata? Cum? Hai? Ce ai zis, Alica? Ce alea? Bețitii, da, le-am pus. Dăm o tură până la... și pe prietenul nostru. Să scrim Ioana. A, ne arătați și noi ce-ați prins? Hai că vin și acolo, facem o filmare. Și arătăm la Gura Oltului aici. La intrare în Dunăre. Avem aici... pe șeful scrumbiilor. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Onuț. Domnul Onuț e șeful scrumbiilor. Uite, domnule. Păi ați bătut record. Noi n-am luat așa. De seară fac muște de alea șmechere. Dar sunt destul de mari. Serios? Da. Dacă am găsit și la Izbiceni. Da. 9 bucăți. 9 bucăți.
când am cântat la mine. Foarte frumos. Pe muscă cu ultra flash, cu capul roșu. Da. Atât, simplă de tot. Mai multe simplu, musculițe. Și să arătăm locația. Partea stângă, cum coboară, cum intră Walt-ul acolo în stânga. Pe curent acela. Că zilele trecute s-a luat și mai bine. Acolo pe curent trebuie barca. Când la vreo 100 de metri încep curenții mai puternici acolo. O luat mai pe lângă pompa acolo. Mai sunt locații unde puteți să vă încurați câțiva pomi. Da. Partea cealaltă, acolo e Bulgaria, da? Tărâm bulgăresc. Plaja din partea asta este inundată. Și am venit pe aici, pe lângă pădure. E greu să fac cum are. Gata? Mergem? Hai să mergem la inspicie. Ce le spuneți la fanii de noștri? Să vin la Scrumbie? Bine. Da, mulțumim. Sănătate multă. Gata, hai să...